Deși bugetul de dezvoltare al județului s-a diminuat semnificativ în raport cu nevoile reale ale județului, vicepreședintele Dan Manoliu, cel care răspunde direct de infrastructura rutieră, susține că atâți cât sunt, banii au fost alocați în primul rând pentru finalizarea proiectelor începute și apoi pentru studiile de fezabilitate necesare modernizării unor drumuri județene. Chipzuit toți foarte bine banii, în sensul că am alocat scuzați, bani pe capitolul de investiții unei diminuare mai mare, însemnând 7 milioane de lei pentru finalizarea unor proiecte care sunt mai vechi și de asemenea pentru a putea întocmi documentațiile pentru pornirea unor proiecte noi și în acest sens vă pot spune că am prins în buget studii SF pentru DG155M Târpești-Solici, reabilitare, modernizare bisericani, modernizare Buciu în Valea Ursului, Bâra, limita Oțelenilor. Au fost reparate și două podețe, dar atenția cea mai mare a fost îndreptată spre aplicarea unor tehnologii de întreținere a căilor rutiere județene pentru a crește fiabilitatea acestora. Am prins două poduri. De asemenea, la capitolul de întrețineri, ca noutate, și nu ca noutate, e o tehnică mai veche, dar datorită creșterii substanțiale a traficului rutier din punct de vedere autovehiculor și a numărului de autovehicule, vom aplica niște tratamente menite să crească fiabilitatea căilor de rurale. Adică revenim propriu-zis la un sistem de a aplica niște tratamente constând inclusiv în împrăștierea de gliblură asfaltică care la momentul respectiv să se impregneze în calea de rurale. Noi spunem că din acest punct de vedere, deocamdată, ceea ce ne-am propus pe anul acesta va fi îndeplinit, se va vedea și o creștere substanțială în sensul că datorită alocărilor din anii trecuți am reușit cât de cât să aducem la o stare aproximativ bună toată calea rutieră din județ. Edilii speră că o parte din banii necesari întreținerii infrastructurii rutiere a județului să fie primiți și din fonduri guvernamentale pe vestita ordonanță 28. Deocamdată, ținând cont că mai avem și bani alocați pe o serie de drumuri pe ordonanța 28, și de unde sperăm că lucrurile vor rămâne așa cum sunt contractele încheiate, spunem noi că sunt suficienți bani, suficienți în limita bugetului care ne-a venit, încât să nu avem impedimente din punctul acesta de vedere. Vicepreședintele Dan Manoliu crede, în ciuda deselor fluctuații din echipa de conducere a instituției, că a reușit să gestioneze bine problemele care i-au revenit în administrarea județului, având o bună colaborare cu toate unitățile administrativ-teritoriale, indiferent de culoarea politică a acestora.